Merci. Unde e pixul? Da, gata. Motivul deplasării care? Cred că 2-1. Asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și bla bla bla. Da. Ăla? Ăla e, da. E sigur? Scopuri umanitare, comerciază de bunuri. Nu, uite, asigurarea de bunuri necesare de desfășurări activității profesionale, cred că asta e. Deci 1? Nu mă, 10. Ultima. De cum să fie ultima? Păi nu e, mă, asigurarea de bunuri necesare, nu merge la Mega Image? Păi da, mă, da, astea sunt pentru sunt necesități pentru a-ți desfășura activitățile așa profesionale. Așa, și dacă ții un suc, că dacă nu ții un suc, nu poți să stai deci la asta muncă. E activitate profesională? Să bei un suc? Știi? Uite, frate, ia ce vei. Lipton. Mi-ai meset. Ia urci. Ce dată? Suntem în 3. Mm. Ai mască? Bă, nu. Nu am o mașină. Nu mă lăsa să intru fără mască. A, nu, coaie. Și ce facem? Mi-am zis la mască. Nu știu. Bă, știu. Băi, fii atent. Mi-a zis tata, azi dimineață. Hai mă, frate, are... lasă-mă cu astea, mi-e sete, ce are facem? Băi, stai așa, ho, că mergem și luăm și mască. Deci, atent, mi-a zis taică-miu. Da, zi-mi cum vorbim cu el. Mi-a zis că cicare o combinație cu niște măști pe care poate să le aducă din China. Așa. Adică nu poate să le aducă. El poate să ia de acolo, de la fabrică, din oraș, multe măști. Bă, dar multe, gen, știi? Multe, multe. Cam câte? 100.000 de pachete? Nu, vreo... 100.000 de pachete! Unde? Ai zis multe. Nu, vreo 1.000, cam așa. Nu știu dacă sunt 1.000. Poate... Dar, bă, oricum, ideea e că putem să mai aducem dacă... Și mi-a zis că gen, ok, deci să... e nelimitat. Nu știu, mă, dacă e nelimitat. Ideea este că are, poate putem să aducem măști. Ai văzut cu cât se vinde cutia de mască? Pe mag? 2 milioane jumate. 2 milioane jumate. 2 milioane jumate. Bă, frate, și dacă, ești nebun. Deci dacă aducem, bă, 500 de pachete dacă reușim să aducem. Dar cum le aducem în țară, aia e problema. Pentru că după aia se zice că nu le vinem cu 2 milioane jumate. Vinem cu 1 milion jumate. Și 1 milion jumate pe pachet, pe care noi o să dăm gen... Probabil, nu știu, 100 de ieni, ceva genul ăsta. Adică 60 de lei, 70 de lei. Da, și dăm cu 1.500.000, tu dai seama? Da, e combinație, da, nu știu ce să zic. Trebuie să aducem cât mai multe, frate. Nu merge doar cu 100, sau cât ai zis, 1.000? Da, probabil. E foarte puțin. Deci cu ce aduci, mă, toată? Pe unde le aduci? Aia e întrebarea. Cu ce? Nu știu ce mă gândeam eu. Vezi că l-ai pe tovarășul al tău în Constanța. Sau vără tu cine era. Crezi că lucra la VAM? Nu, adică la VAM, deci lucra în port. Nu mă pune să sun. Că știu unde vrei să ajung. Zici, bă, omule, uite, avem o treabă. Nu îl iei cu un favor. Cu o treabă, iei și niște băneți. Dacă facem treaba ca lumea. Ideea e să putem și să o aducem. Să avem cum să aducem atâta. Hai să ne încercăm.我想从中国带一只火绕过来到罗马尼亚，你可以帮我一下吗？知道，大哥，快点帮我一下嘛！那么可以也许认识。知道，别开始。好，给你100%，给你10%，可以吗？行吗？反正可以是兄弟姐妹。这样子也不可以。进去不了。真的没钱了。行吗？可以再进去不了。那发钱。你真的不可以帮我一下吗？多少了？行。Ce ai zis, mă, ăla din Constanța? Hă? Ce ai zis ăla? A zis că vorbim.